Semnarea acestor contracte are ca scop crearea unei colaborări eficiente care se poate materializa în acțiuni de extindere a tehnologiilor și informațiilor de interes comun, beneficii atât județului Argeș cât și părților contractante. Astăzi a avut loc aici la Institutul de Cercetări pentru Pomicultură încheierea unei convenții de colaborare între partea română și cea din Coreea de Sud, un program de colaborare în domeniul cercetării științifice și a promovării rezultatelor cercetării în practică. Acesta se referă la probleme legate de dezvoltarea pomiculturii, de dezvoltarea unor cercetări de genetică, de creare de soiuri noi cu calități superioare, probleme legate de și din domeniul creșterii animalelor, astfel ca să găsim soluții pentru problemele pe care le are agricultura în țara noastră. Obiectivele de interes comun vor fi realizate utilizând abordări diferite ca schimbul de oameni de științe și de informații, organizarea de seminarii bilaterale și ateliere de lucru, dar și participarea la proiecte științifice comune. Având o colaborare cu partea coreană, putem avea un beneficiu. Sigur că beneficiul memorandumului care l-am încheiat astăzi va fi pentru ambele părți. Intențiile de cooperare cu privire la toate aceste proiecte s-au materializat prin încheierea unui memorandum de înțelegere care s-a parafat și s-a semnat vineri în prezența personalităților române și coreene prezente în sala de protocol a Institutului de Cercetare pentru Pomicultură Pitești-Mărăcineni.